În fiecare an, pe data de 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sărbătoarea este cunoscută în popor ca Sfânt Petru de Vară și vine cu o serie de obiceiuri, tradiții și superstiții. În primul rând, trebuie să știm că, ca deosebire, Sfinții proveneau din două categorii diferite. Sfântul Apostol Pavel era un simplu, un om pescar, pe care Mântuitorul Hristos îl pescuiește în chip minunat la râul Galilei. Sfântul Apostol Saul provenea tot din neamul evreiesc, dar spre deosebire de Sfântul Petru era un om învățat. Și ni se spune că provenea din Tarsus, Ciliciei, și învățase la vestitul Gamaliei. În cultura populară se spune că ziua de 29 iunie, când sunt sărbătoriți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, marchează începutul verii agrare și timpul secerișului. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt pomeniți în fiecare an pe 29 iunie, după o scurtă perioadă de post, iar credincioșii trebuie să țină cont de anumite tradiții și obiceiuri pentru a le merge bine. Totodată, anumite lucruri sunt interzise în această zi de sărbătoare, fiind una cu cruce roșie. Vedem că El este Cel care dă mărturie. Mântuitorul Hristos întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Sfântul Apostol Petru este cel care ia cuvântul și care dă mărturia aceasta, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Despre Sfântul Apostol Pavel știm că era un om învățat, era un evreu care prețuia foarte mult legea Vechiului Testament, și pentru aceasta pornise prigoană împotriva creștinilor. A fost convertit la creștinism în drumul spre Damas, când Mântuitorul îi se arată și îi spune, Saule, greu ți este să lovești cu piciorul în țepușe. Potrivit credinței populare, începând cu această zi, cucul și privighetorile nu mai cântă. Se spune că nucile și alunele vor fi viermănoase dacă tună și fulgeră în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Se spune că Sfânt Petru pocnește din bici în această zi, iar scânteile care apar devin ligurici. Aceștia îi călăuzesc pe călătorii rătăciți prin pădure sau pe drumuri de munte. În această zi se respectă tradiția moșilor de Sfânt Petru pentru a avea spor în casă. Se sfințesc la biserică pachete cu colaci, lumânări, mere dulci și acrișoare. Ofrandele se împart apoi celor nevoiași. Oamenii pistruiați trebuie să se spele cu apă pe față la miezul nopții, atunci când va cânta cocoșul. În acest fel, pistruii nu se vor mai înmulți potrivit tradiției. În ziua de 29 iunie nu se spală, nu se coase și nu se lucrează. Se spune că cei care nu respectă aceste interdicții vor atrage forțele necurate. Nu se lucrează nici la câmp.